apoi. Câte ai luat? Tocmai ți s-a îndeplinit visul de aseară de a câștiga trofeul. Ce urmează acum în cariera ta? Alte spectacole, alte concerte. Sper să ajung... Să ceva? Da, banii ăștia care am luat, chiar aș dori să fac, să înregistrez niște piese, să cumpăr niște piese pe de-a mele care să le promovez, ca am posibilitatea. Compozitor ceva, un compozitor deja? Da, am discuții cu Nicolae Caragea, dar încă suntem la discuții. Stai de discuții, da. Planuri încă. Fiecare are... Da, mai în viitor, nu acum, că nu mă simt pregătit pentru Eurovision. Ce părere ai despre cei care vor reprezenta în acest an la Eurovision România, anume Ovi și Paula Selling? Am o părere foarte bună, au mai fost ei, după cum țin minte eu, și au luat loc în alt, locul 2, dacă mai știu, 3, 2. Și mi-a plăcut piesa atunci, piesa de anul ăsta n-am ascultat-o, că n-am cum avut cum, că eram aici. România. În Ucraina e mai greu de reprezentat. Ucraina că acolo sunt foarte multe talente, sunt mulți talentați și aici în România același lucru este. O să văd, dar sigur că pentru România. Că vreau să mă stabilesc aici în țară, în viitor și asta e. Ai vreun jurat preferat? Din seara asta? Da, dintre cei care te-au jurizat. N-am un jurat preferat. Juriul cel mai principal, da, este. Publicul din sală, că ei cel mai bine m-au primit. Juriul au decis doar punctele, au negat minusul, plusul, ce a fost corect, ce a fost necorect. Dar cel mai principal a fost pentru mine, juriul principal a fost drohoienii de aici. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și vă doresc o primăvară cât mai frumoasă și cu zâmbete pe față. Multe felicitări, mulțumesc!